festivitatea de premiere la concursul de fotografie pe care IPA Regina II la Galați l-a organizat pentru a doua oară. Anul trecut a fost prima ediție, anul acesta ediția a doua, intitulat, având tema fotografia urbană. Au participat 40 de fotografii, au fost înscrise și acceptate pentru concurs, trimise de membrii IPA Regina II Galați din toate structurile, jandarmerie, poliție locală, poliția de frontieră, penitenciar, și primele trei fotografii, cele mai votate, așa au fost stabiliți și câștigătorii. Pe Facebook. Pe Facebook. Ele efectiv au fost încărcate pe pagina de Facebook IPA Regina II Galați, toate 40 de fotografii, iar cele care au primit cele mai multe like-uri au fost declarate câștigătoare. Ceea ce ne bucură cel mai tare este faptul că cele 40 de fotografii au avut peste 3.000 de vizualizări. Pentru noi e un record absolut, cel puțin... Facem parte și dintr-o epocă în care toți facem poze. Toți facem poze, așa este. Ceea ce mă bucură cel mai tare este că fotografia care a fost declarată câștigătoare, care a avut cea mai multe like-uri, e o fotografie frumoasă, interesantă, cu un copilaș, cu un drapel al țării noastre, cu un drapel și cu o inimioară făcută din baloane. Și cred că a impresionat pe cei mai mulți votanți, pentru care a și câștigat. Spre bucuria noastră, locul întâi a fost câștigat de Hergelgiu Rodica, prin această fotografie cu puștiu, cu drapelul românesc. Locul 2 a fost câștigat de Alexandru Bogdan, un coleg de la Jandarmeria Galați, de asemenea cu o fotografie foarte frumoasă. Și locul 3, bineînțeles, domnul Nour Gheorghe, care nu ne-a surprins deloc, dar noi fiind un artist în adevăratul sens al cuvântului, cel de-al treilea câștigător. Chiar ne bucură și sperăm și edițiile următoare să fie la fel de reușite, ca să zic așa. Ați avut o favorită personală? Da, da, cea cu drapelul, recunosc. Și chiar mă bucur că pe lângă like-uri, fotografia a avut și multe comentarii. Comentarii foarte interesante, în special la adresa părinților acelui copil, pentru educația și pentru faptul că chiar este un patriot și un naționalist adevărat, prin faptul că a fluturat acel drapel cu ocazia unui eveniment desfășurat în Galați. Fotografiile sunt amintirile noastre, cele care rămân dincolo de trecerea timpului. Vă mulțumim că v-ați gândit la lucrul acesta, vă mulțumim că v-ați gândit să lăsați în memorie un asemenea eveniment. Mulțumim frumos participanților. Am avut fotografii foarte interesante, dar până la urmă am salat latitudinea urmăritorilor noștri, prietenilor de pe Facebook, întregii, asistențe virtuale pentru a desemna câștigătorii. Cred că a fost cea mai bună metodă și anul trecut la fel a fost desemnat prin like-uri de către cei din rețelele de socializare, astfel încât să nu fim, vinovățiți de parteneria sau partipriuri cu participanți. În felul ăsta, eu zic că a fost ok. Vreau să menționez că concursul fotografiei a fost, să zic, susținut din punct de vedere tehnic și de specialitate de către colegul nostru, Mocanu Florin, cel care anul trecut la gala premiului de excelență a primit un premiu de excelență pentru secțiunea artă fotografică, un pasionat al fotografiei și un foarte talentat fotograf care este și astăzi alături de mine. Mult succes și până la ediția următoare a concursului de fotografie. Sunt sigur că ne mai întâlnim cu alte acțiuni ale IPA. Mulțumesc frumos și dumneavoastră pentru prezența și susținerea pe care ne-ați făcut-o de fiecare dată. Mulțumim frumos! Mulțumim gazdele noastre, Poliția Locală Galați, pentru faptul că ne-am găzduit în această zi pentru festivalul de premiere a concursului de fotografie. Concursul de fotografie a stat la a doua ediție, având ca și temă fotografia urbană. În acest an, la acest concurs, s-au înscris un număr de 40 de fotografii, iar în aceste 40 de fotografii au fost aleși sau stabiliți câștigători, primii trei. Câștigători care au fost, de fapt, stabiliți de către prietenii noștri, votanții virtual, ca să zic așa, de pe pagina de Facebook IPA Regina II Galați.
Și astfel s-au stabilit câștigători. Fotografia cea mai votată a fost, a avut 248 de voturi. Locul 2 a avut 160, dacă 189 de like-uri, de voturi, și locul 3 cu 159 sau 160 de voturi. Vreau să mulțumesc colegul meu, Cano Florin, pentru faptul că a fost, să zic, principal organizator într-o vedere tehnic a acestui concurs, un fotograf pasionat și foarte meseniaș, ca să zic așa. Acum vreau să procedăm la premiere. O să începem cu locul 3. Locul 3, la Serviciul de Fotografie, o să vin pe domnul Noul Gheorghe, care este deja un artist consacrat, un artist cunoscut, și iată că este talentat și pe fotografie. Mulțumim frumos pentru fotografie primise. Vă felicit pentru premiu. Și Doamne ajută să ne mai vedem și în alte situații și în alte cazuri. Mulțumesc mult, Doamne, și peste. Locul 2. Premiul 2. O surpriză plăcută, un coleg de la Jandarmeria Galați, Jiri Galați, domnul Alexandru Bogdan. Vă rog, domnul Alexandru Bogdan. Locul 2. Concursul de fotografie. Bravo, domnul Bogdan. Felicitări. Și să știți că fotografia care a luat locul 2, după primul loc, să știți că a fost favorita mea. N-am putut să-mi dau like, dar a fost favorita mea, pentru că chiar e foarte frumoasă și ați prins în acea ipostază doi tineri care se iubesc. Și să zic, câștigătorul competiției, iar o surpriză frumoasă, o doamnă, de la poliția locală, Hergelegiu Rodica. Doamna Rodica, foarte frumoasă fotografia. Să știți că ați creat așa o stare de patriotism și naționalism pur, cred că în foarte mulți dintre cei care au votat-o. Acea fotografie cu băiețelul, cu drapelul român și cu acea inimară și chiar a fost foarte frumoasă și chiar merită să fie câștigată asta. Felicitări încă o dată. Asta sunt cadourile noastre și premiile. Și dați-mi voi acest drapel să vi-l fac cadou, dar din partea domnului Noul Gheorghe. Da? Mulțumesc mult! Felicitări încă o dată și să mai participați și poate cu fotografie. Da, mulțumesc! Acesta a fost concursul de fotografie, festivitate de premiere. Mulțumim colegilor, participanților. Mulțumim domnului director general Facui pentru găzduire, mulțumim Jașcu Ciprian TV Galați, mulțumim echipe la TV Galați. Poliția locală Galați, după cum vedeți, este gazda acestui eveniment, a premianților. Vreau să vă spun că, într-adevăr, la această expoziție de artă sau de fotografie au fost mai mulți concurenți din cadrul poliției locale. După cum vedeți, în primele trei locuri avem doi câștigători, locul 1 și locul 3, de asemenea. Cumva la anul participați și dumneavoastră? Cu cea mai mare plăcere, să știți că o să mă pregătesc din timp, pentru că nu e un domeniu necunoscut, dar trebuie să ai anumite abilități pentru a veni cu asemenea fotografie. Succes, sigur va fi lumea obiectivă pe Facebook. Mulțumesc foarte, foarte mult și vreau să, eu știu, să felicit organizatorii IPA Regiunea 2 Galați, de asemenea felicit pe cei trei câștigători și, bineînțeles, pe cei doi câștigători din cadrul Poliției Locale Galați, doamna Hergelegiu, locul 1 și domnul Noul, locul 3. Sunt încântat că la Poliția Locală Galați, printre activitățile profesionale, au loc și activități culturale în care sunt cuprinși și mai mulți colegi și de asemenea suntem onorați pentru că am găzduit această festivitate de premiere cu colegul de la premiant de la locul 2 de la Jandarmeria Română, Galați, și colega Hergelegiu Rodica, ocupanta locului 1. De asemenea, eu îi felicit pentru că am fost un promotor al întregii activități fotografice, în sensul că nu am abordat cu egoism această
votare. Chiar din prietenii mei din listă au migrat și către locurile lor. Asta este un semn bun că au un orizont deschis spre frumos și am interesant a fost faptul că primele trei locuri au fost clasate ca tematică pentru patriotism, deci locul 1 cu drapelul, locul 2 iubirea și dragostea și locul 3 lucrarea mea, poza mea cu transmiterea mesajului. Vreau să știu istoria fotografiei, povestea fotografiei dumneavoastră. Deci, fotografiile mele participante sunt amplasate la cetatea Alba Iulia și cu ocazia unei vizite m-au impresionat foarte mult calitatea lor și mesajul lor pe care l-au transmis și îl transmit vizitatorilor. Să ne mai regăsim cu asemenea ocazii la următoarele premieri. Cu mult drag și sperăm să avem mai mulți colegi și participanți la aceste competiții frumoase organizate de IPA 2 Regiunea Galați. Mult succes și să crească poliția locală și în actul artistic. Cu plăcere și așteptăm și alți colegi să se înscrie în actul cultural, nu numai profesional, cât mai mulți. Mai e o sală cu parte de artă decorativă și sculptura abstractă. Cât timp ați realizat? Sunt peste 100 ceva de lucrări. De metal, ceramică, asta este neapsă. Așa și un mic colțușor al meu cu toate participările mele, de la Palatul Parlamentului, de la galerii, savane. Și mi-am făcut un mic colțușor mai de suflet și pentru că acum e mai puțin perioada de iarnă, pentru că este foarte rece, dar când muncești, te încălzești. Da. Foarte frumos și felicitări pentru faptul că aveți sprijinul instituției. Da, asta este un lucru foarte important și o mare deschidere spre frumos. Și asta înseamnă că nu da, e mult totuși să lucrez așa din tot sufletul. Fiecare lucrare și are istoricul ei, sunt lucrări în lemn. Lucrarea care ați văzut-o în spațiu alalt, cu mâinile rugăciune, este o lucrare cu lemn de cireș. Când au început defrișările pădurii Buciumeni. Cât durează? Asta este un... Se lucrează și 3 luni, și 4 luni și un an. Asta este un portret din lemn de salcâm, o rădăcină de salcâm, care se lucrează puțin sub sculptor care lucrează în lemn de salcâm, da. Solicită scule foarte bune, performante. Călugărul de acolo care îl vedeți este din poloazul de stejar, deci către capăt acolo.